Pacea Domnului Iisus, dragi frați și surori, mă bucur să fiu astăzi împreună cu voi, să ne putem bucura, cred că toți împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că ne bucurăm că, iată, fratele George, încă o dată, după atâția ani și ani în care ne-a vizitat și la frumoasa lui vârstă, iată, este din nou împreună cu noi și ne-am putut bucura împreună. Ne bucurăm că avem frați bătrâni, ne bucurăm că avem frați tineri. Zicem ca Domnul să-i binecuvinteze și pe unii și pe ceilalți și pe noi pe toți. Sigur că fratele Liviu amintea dimineață și chiar mă gândeam la acest aspect, și anume care. Faptul că de multe ori noi suntem cumva tentați să apreciem, să avem cuvinte de laudă sau aprecierile noastre să se, îndrept, să se îndrepte în special spre cel care stă în față. Dar trebuie să ne gândim la acest aspect că. În spatele celui care stă în, fa în față, mai mult ca sigur este o soție, o familie care se jerfește, care în prima fază nu ne gândim sau ne gândim ca un lucru secundar. Și atunci mi-a venit în minte acea relatare din vechiul testament în care. Iosua era în război cu uh, Amaleciții, dacă nu mă, nu mă înșel, dacă nu greșesc, iar uh, Moise împreună cu Aron și cu Hur a urcat pe un deal și uh, Moise ținea mâinile ridicate și atâta timp cât mâinile lui Moise erau ridicate, poporul Israel, poporul lui Dumnezeu avea izbândă. Bineînțeles, că de la o vreme, dacă ne gândim logic, mâinile obosesc și încep să, încep să le scapi. Și atunci îl vedem pe Aron și pe Hur, l-au așezat pe Moise pe o piatră și ei, amândoi de o parte și de alta ce făceau, îi țineau mâinile ridicate. Și atunci ne întrebăm, când s-au întors aceștia, victorioși de la război, fiecare din astea a putut să se laude, să spună. O, oh, păi eu am ucis atâția dușmani, eu am făcut vitejia asta, eu am făcut asta. Dar Aron și Hur, cu ce s-au putut lăuda? Așa poate la o primă impresie, ar părea că ei nu au avut mare un mare rol acolo. Și totuși rolul lor a fost unul decisiv. Tot așa, dragi frați și surori, este și în casa credinței. Poate sunt și nu poate, sigur sunt frați și surori, pentru că toți de potrivă fac și pot să facă aceea slujbă. Aceea slujbă în diferite forme. Dar toți, fiecare membru, cât de mic, cât de neajutorat, cât de slab, poate și are rolul lui Bine determinat în corpul lui Hristos. El și-a așezat mădularele cum? Cum a voit, și fiecare a fost pus acolo cu un rol bine determinat. Și atunci, sigur că haideți să privim și la cei care, la o primă impresie, credem că au un rol secundar. Să vedem că rolul acesta pe care noi îl vedem secundar nu este chiar așa de secundar, ci este un rol bine definit. Aceasta, sigur, mă gândeam la ceea ce fratele Liviu remarca dimineața și sigur că a dat exemplu fratelui George și sunt alte și alte exemple care s-ar putea da. Deci, iată, vedem acești tineri care s-au implicat, care și-au rupt rup din timpul lor, din uh, concediul lor, poate, și din toate lucrurile cotidiene și au făcut această lucrare, poate, care sigur că noi de multe ori vedem pe cel din față, dar uh, tindem să uităm de cei care sunt în spate și ridică mâinile, ca și uh, Aron și uh, Hur. Astăzi m-am gândit să medităm împreună la o temă care ne este arătată în scripturi, și noi o amintim de multe ori, și anume faptul că noi trebuie, sau cei care s-au angajat în această alergare, pe această cărare îngustă, trebuie să fie un popor deosebit sau un popor diferit. Și sigur că, când punem această problemă înainte, în atenția noastră, ne întrebăm un popor deosebit, un popor diferit. Prima întrebare care ne vine în minte, sau mie cel puțin îmi vine în minte, este aceasta. Deosebit sau diferit în ce? La ce? Sigur că mulți. Spun, suntem diferiți pentru că facem lucrurile într-un anume fel, credem lucrurile într-un anume fel, înțelegem lucrurile într-un anume fel, suntem deosebiți că ne îmbrăcăm într-un anume fel. Și așa mai departe, exemplele ar putea continua. Oare? Poporul Domnului conform Scripturii este un popor deosebit datorită cărui fapt? Și pentru început aș dori să privim în exod, chiar de la uh, când Dumnezeu alege pe poporul său de legământ, Israel, și în exod capitolul 33, de la versetul uh, 12, găsim scris. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecerea înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecerea înaintea ta, arătăm căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecerea înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Iată ce declară Moise: Poporul acesta este poporul tău. Iată primul aspect. Apartenența poporului acestuia aparține acest popor de cine? De Dumnezeu. Este al lui Dumnezeu. Sigur că cred că cei care ați trăit la țară vă aduceți aminte că la țară foarte puțini te cunoșteau sau mai ales când eram copii, ne cunoșteau după nume. Dar cum te cunoștea? Tu ești a lui cutare. Deci, iată, asta era identitatea ta. Tu ești a lui cutare. Ce frumos ar fi dacă despre mine, despre tine, despre fiecare s-ar spune O, acesta nu-i fratele Dana, acesta este copilul Domnului pentru că aparține lui Dumnezeu. Observăm acest popor a fost poporul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a ales și acest popor a aparținut lui Dumnezeu. Apoi, dacă a aparținut acest popor lui Dumnezeu, versetul 14, Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dignă. Ce idee observăm aici? Ideea de călăuzire. Voi merge eu însumi cu tine și mai mult decât atâta, promisiunea îți voi da o dihnă. Observăm ce face diferența călăuzirea lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu. Moise a zis, dacă nu mergi tu în sus cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Deosebiți prin ce? Deosebiți prin... Călăuzirea directă a lui Dumnezeu. Acesta era poporul tipic al lui Dumnezeu, Israel. Oare nu la fel, așa cum zice Apostolul Pavel, că toate acestea au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit vremea sfârșitului? Oare nu aceste lucruri, într-un alt mod, se potrivesc și pentru noi astăzi? Iată? observăm călăuzirea acestui popor de către Dumnezeu îi face deosebit. Sigur că dacă ne uităm apoi la celelalte aspecte, și ei au avut neajunsurile lor, și ei au început să cârtească, și ei au căzut, s-au ridicat și știm de, cu lux de amănunte istoria. Dar în toate se vede mâna lui Dumnezeu. Dacă ne uităm, oamenii lui Dumnezeu nu au avut o traiectorie în viața lor în felul acesta. Deci așa o linie care pleacă de aici și numai urcă în sus. Ei au mers, au fost o linie sinusoidală, adică au mai urcat, au mai coborât, dar totuși cărarea lor a fost în sus. Vedem pe Avram, vedem pe Moise, vedem mulți oameni a lui Dumnezeu. Sub călăuzirea lui Dumnezeu. Și tot în exodul capitolul 19, tot în această idee, versetele 5 și 6. Acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Observăm, în veți fi poporul meu, dacă veți asculta ce? Glasul meu. În veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Observăm? Iată primul aspect pe care îl putem extrage de aici. Identitatea noastră, apartenența noastră este la. A lor a fost la Dumnezeu și haideți să ne uităm, galateni pentru noi astăzi, Galaten, capitolul 3. Galaten, capitolul 3, versetul de la versetul 26. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. Unde este apartenența astăzi a noastră? La Dumnezeu, prin? În Hristos, Isus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Și acum, și dacă sunteți ai lui Hristos, observăm apartenența noastră în Hristos, de Hristos. Dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram. Noi astăzi suntem sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Observăm cum se repetă aproape identic lucrurile. Poporul tipic, ai lui Dumnezeu, apartenența ei sunt ai mei și așa mai departe, Israelul antitipic, ei sunt ai mei în Hristos, sunt semânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Observați că vă aduceți aminte, adică că Odinioară cărturarii farisei, în special, când Domnul Iisus le spune că sunt robi, ei se înalță, așa se mândrește, zice, noi nu suntem robi, n-am fost niciodată robi. Noi suntem sămânța lui Avram. Potrivit făgăduinței, așa-i? Observăm, îi recunoaște Domnul ca aparținând lui Dumnezeu? ca în Hristos? Nu, zice, dacă ați fi fii lui Avram, ați face faptele lui Avram, dar sigur că Domnul le putea spune lucrul acesta, el care știa toate lucrurile, el fără pată, fără păcat, le-a spus clar. Voi sunteți ai lui Satan, ai diavolului, pentru că faceți faptele lui. Iată apartenența noastră. Voi vă amintiți și cred că vă sunt cunoscute foarte bine textul din Ioan. Cred că oricine de aici l-ar putea rosti. Ioan, capitolul 1, versetele 11, 12 și 13. A venit la săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Observăm ce mare har, ce mare dar, observăm că noi din niște copii ai mâniei, supuși morții, să ne facem copii să aparținem lui Dumnezeu, să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Observăm tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Observăm apartenența noastră la Dumnezeu prin sau în Hristos. Trebuie să observăm acest lucru. Numai în Hristos un păcătos poate fi primit de Dumnezeu și numai în Hristos găsește resurse de a trăi o viață nouă, de a aparține lui Dumnezeu. Deci iată deosebiți datorită apartenenței noastre. Doi, deosebiți datorită călăuzirii noastre. Observăm că Dumnezeu promite poporului său Israel ce? Călăuzirea sa. Promite binecuvântările sale, promite călăuzirea sa. Um, oare Promisiuni de felul acesta găsim și pentru Israelul antitipic? Nu una, nici două, ci multe. Și dar eu m-am gândit, de exemplu, Ioan, capitolul 16. Iar vă este cunoscut, așa -i? Acolo Domnul Isus face o minunată promisiune ucenicilor. Și anume care? Promisiunea mângâietorului. Ioan, capitolul 16, versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Iată un popor deosebit datorită călăuzirii. Călăuzirii cui? Mângâietorului, care știm că nu este altcineva decât. Duhul sau Spiritul Sfânt care vine la Tatăl prin Domnul nostru Isus Hristos, ca așa zicea El, vă amintiți, mă duc la Tatăl, că dacă și de acolo vă voi trimite un alt mânghietor care va fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Așa, deci iată acest mânghietor are să vă călăuzească în tot adevărul că el, el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi tot ce are Tatăl, este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci, iată, vedem un popor deosebit datorită călăuzirii. Și uh, îmi vine în minte, uh, de exemplu, în Estera vă este cunoscută această carte, Estera. Și această carte vă amintiți că acolo zice despre poporul acesta este un popor deosebit de deci ce răspândit în printre celelalte popoare. Oare cel făcea pe acest popor să fie diferit. acele lucruri care până acum le-am amintit, adică identitatea acestui popor și călăuzirea acestui popor. Și vă aduc aminte de Moise, când Dumnezeu vrea să vrea să-i omoare, vrea să îi pe nimicească, da, acesta este cuvântul, mulțumesc, vrea să-i nimicească pe toți și zice către Moise, nu mă pe tine, o să te las și din tine voi face unea mare. Și știți ce zice Moise? Nu. Pe mine să mă nimicești și lasă tot poporul acesta, căci ce vor zice popoarele din jurul acestui popor? Că Dumnezeu care îl călăuzea nu a avut putere după ce l-a scos din țara Egiptului să-l ducă în Canaan? Observăm ce îl durea pe Moise, ce îl interesa pe Moise în mod deosebit, onoarea numelui lui Dumnezeu, Dumnezeu să fie slăvit în mijlocul poporului și în prejurul acestui popor. Suntem noi atenți la aspectele acestea în viața noastră? Prin tot ceea ce facem noi de multe ori să ne punem întrebarea este onorat numele lui Dumnezeu în mijlocul adunării? Este onorat numele lui Dumnezeu în jurul nostru? Pe Moise îl interesa mult acest lucru. și mi-aduc aminte tot în această uh, idee prin Daniel capitolul uh, cred că 6 Nu știu dacă e 6. dar ideea este următoarea, ceea ce am vrut să spun. În... Cei de acolo încearcă să-l prindă cu ceva pe Daniel. Și știți ce zic ei despre Daniel? Nu vom reuși să găsim nimic împotriva acestui Daniel, acestui om, în afară dacă vom căuta ceva legat de. Dumnezeul lui. Observăm noi. Deci, Daniel avea această reputație că nu se poate găsi nimic la el în afară de legea Dumnezeului lui și chiar acolo încearcă să-l prindă. Cât? 6 cu 5. Mulțumesc. Da, atunci oamenii ce au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Observăm? Deci iată, și dacă ne gândim la verticalitatea lui Daniel. Deci, și această verticalitate a omului lui Dumnezeu, Datorită faptului că omul lui Dumnezeu știe de cine aparține, își cunoaște identitatea, știe de, apa, de cine aparține și știe de cine este călăuzit. Și mă gândesc la Daniel, mă gândesc la Iosif. Dragii mei, chiar vorbeam cu Marius pe mașină, duminica trecută, venind de la surorile de la Cucerdea. Știm istoria lui Iosif și așa poate trecem rapid peste ea, sub formă admirativă, dar dacă ne aprofundăm puțin în istoria și ne, punem în piele acestui personaj, Iosif, vom vedea că lucrurile nu stau chiar așa de simplu. Vom observa, Iosif este luat la o vârstă fragedă, de lângă părinții lui, de în familia lui. Ajunge străin, departe. Cine să-l mai a la rost acolo? Cum trăiește? Ce face? Ce principii de viață are? Nu mă mai vede nimeni. Nu mă vede mama, nu mă vede tata, nu mă vede nimeni. Dar, observăm, el știa că este a lui Dumnezeu. Știa că este călăuzit de Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegea lucrul acesta în amănuntele lui. Cum să înțelegi că ești călăuzit de Dumnezeu, ca parții lui Dumnezeu, când pe nedrept ajungi la închisoare? Când faci ceva, dacă făcea ceva, un lucru rău și ajungea acolo, da, am ajuns acolo datorită nesăbuinței, datorită greșelii, datorită lucrului pe care l-am făcut. Cum să înțeleagă că este călăuzit de Dumnezeu în toate aspectele, când este uitat doi ani de zile acolo și numai după doi ani cineva își aduce aminte, mă, acolo este cineva care tălmăcește visele. Dar, totuși, el la sfârșit spune ceva extraordinar. Pentru aceasta. Am fost eu trimis aici. Observăm, avem un text în Noul Testament care spune că, uitându-ne în urmă, vom lăuda calea fraților, surorilor. Chiar dacă nu înțelegem, că nu vom înțelege toate lucrurile în toate aspectele, mă refer la înțelegerea despre de ce ni se întâmplă anumite lucruri, de ce Dumnezeu ne trece prin anumite încercări, prin anumite locuri și așa mai departe. Să știm că toate sunt cu un scop bine, bine definit, cu un scop precis. Dar numai la final, cine și-ar fi închipuit când o visat el la cele două visuri? Că chiar așa o să se întâmple la distanță de câțiva zeci de ani. Nimeni. Așa-i? Și părinții lui au zis: Am un. un pic e prea, prea de tot. Așa-i? Dar iată ce vedem. Iosif ce știa, Daniel ce știa, oamenii lui Dumnezeu ce știau? Că identitatea lor este, apartenența lor este la Dumnezeu și ei sunt conduși de Dumnezeu și trei. Identitatea, apartenența, călăuzirea și trei: experiențe cu Dumnezeu. Asta va duce apartenența noastră la Dumnezeu. Prin Hristos, călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Ne va duce să avem ce? Experiențe cu Dumnezeu. Întâi, Petru. Capitolul 2, 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 9. După ce, în primele 8, dacă ne vom uita, în primele 8 versete observăm chemarea pe care este făcută Uh, apropiați-vă de el, piatra cea vie, numai câteva uh, lucruri spicuiesc de aici, apropiați-vă de el, piatra vie, pădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduce jerfe duhovnicesc plăcute lui Dumnezeu în Hristos. Deci iată după ce apostolul Petru face această chemare, el continuă de la versetul 9. Voi însă, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie al lui. Al cui? Al lui. Iată, apartenența acestui popor este apartenența de Dumnezeu. Ca să... Observăm, de aici urmează experiențe cu Dumnezeu, în umblarea cu Dumnezeu. Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, voi care, în, care nu căpătase răți durare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Să vă feriți de poftele fiii pământești care se războiesc cu Sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. A ce sună aceasta? A umblare cu Dumnezeu. Identitatea noastră? Călăuzirea noastră? Umblarea noastră, experiențe cu Dumnezeu pe această cărare îngustă. Avram nu numai a crezut, ci a avut și experiențe cu Dumnezeu. Daniel nu numai a crezut, ci a și avut experiențe. Observăm ce zice aici? Văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării ce au spus despre Daniel? Nu vom găsi nimic la acest Daniel, dacă nu vom căuta ceva legat de legea Dumnezeului său. Observăm trăire cu Dumnezeu. Dar nu se putea vorbi de Daniel în felul acesta, dacă Daniel și el nu se deosebea cu nimic de ceilalți de acolo. Dacă și Daniel se ducea la ospățul lui Belșațar, dacă și Daniel se ducea în câmpia dura în, în, fața chipului. așa -i? Să mai putea spune despre Daniel că e diferit? Dragii mei, să băgăm bine de seamă, să nu ne amăgim, să credem că dacă știm ceva, e suficient să ne culcăm pe ureche, să zicem, A, am rezolvat problema. Observăm, aceasta ce face ne responsabilizează la umblare cu Dumnezeu. Un text voi mai citi. Tit, vă este cunoscut și acest text, cred că avem și o, o mană. Tit, capitolul 2. Așa, tit, capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod sau un popor. O traducere, traducerea Diaglot spune un popor deosebit sau un norod deosebit care să fie a lui. Și acum, deosebit în ce? Plin de râfnă pentru fapte bune deosebiți în ce? Plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește, mustră, cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască, îi spunea Apostolul Pavel lui Tit, așa cum de multe ori îi spune lui Timotei. așa -i? Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, fi, observăm, un model dacă nu ești un model, oare mai poți avea verticalitate? Dacă Daniel nu era un model, dacă Iosif nu era un model, mai puteau să stea drepti înaintea lui Dumnezeu? Un popor deosebit, pentru că să reține, aparține lui Dumnezeu, are călăuzirea lui Dumnezeu și umblă cu Dumnezeu, având experiențe cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim un popor deosebit. Amin.